Salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un clip în care vă vorbesc încă o dată despre aceste parfumuri de la Paris Parfum. Dacă bine zic, le găsiți în orice caz pe parisian.ro. Niște parfumuri de tip clonă, toate arată în genul ăsta, cel puțin variantele acestea de 30 de ml, deci după cum vedeți aici, astea sunt diferite, dar arată identic, în sensul că au aceeași cutie, sticlă și așa mai departe. Ce diferă în schimb este doar numărul de pe numărul lor de aici și cred că inscripționa și pe sticlele, pe sticlusele de parfum, da, 448 de exemplu. Acesta este singurul lucru care le diferențiază, în schimb cutiile și sticlele sunt, cum v-am spus, identice. Avem aici niște ape de parfum, toate sunt ape de parfum după cum văd notat aici pe cutie. Sunt niște parfumuri de tip clonă, de care am auzit prima dată aici pe YouTube, de curând. Am plasat rapid o comandă din cauza faptului că aveau pe site și au și acum clonă pentru C. Fiori. Un parfum care îmi place super mult și mi l-am dorit în colecția mea, recunosc că în continuare mi-l doresc. Această clonă nu a reușit să-mi satisfacă 100% nevoia olfactivă de a-l simți, dorința aceea arzătoare, și îmi doresc să-l am atât în varianta originală, cât, de ce nu, și niște clone, dar bune, bune, foarte bune. Acesta a fost motivul pentru care, de fapt, am plasat acea comandă. Am fost încântată de toate și sunt. Acum vorbesc mai multe pentru că le-am testat și pot să vă spun încă câteva chestii despre ele în urma testării, ceea ce mi se pare mult mai ok să vorbim concret după ce eu le-am testat și nu doar la cele unboxing-uri care eu știu că sunt atât de dorite și atât de vizualizate și așa mai departe, și mie îmi place să le fac de altfel, dar e important să revin cu părerea despre produse pentru că multe lucruri se mai pot schimba între timp, pe parcurs. Așadar, toate le-am testat, toate le-am purtat și am văzut care ce poate să spun așa. Am aici variantele pentru inspirație, deci am un parfum inspirat de la Armani C. Fiori, am Floral Shock de Black Opium Floral Shock de la Yves Saint Laurent, am Irresistible de la Givenchy și Angel Nova de la Thierry Mugler. Ei bine, acestea sunt variantele mele, mai mult decât atât, cel puțin când eu am comandat era o promoție de 3 plus 1 gratis, variantele acestea de 30 de mililitri erau la 44 de lei parcă, un preț care mi se pare relativ ok pentru cantitatea și calitatea pe care o oferă. În ce sens? Parfumurile miros bine, miros ok, miros foarte asemănător cu originalele cu parfumurile pe care ele le copiază sau din care sunt inspirate. Îmi place că nu au și nu simți, cel puțin la variantele astea care le am eu, deci nu se simte foarte puternic, aproape deloc izola de alcool, deci când, în momentul în care ai pulverizat, nu e un miros alcoolic, un miros de alcool, un miros sintetic, un miros, știi, deci chiar seamănă destul de bine cu originalele și cumva calitative, cumva, pe undeva. Dar ceva, nici mie nu-mi... Adică nu m-o da pe spate. Nu pot să zic, vai, mie ce fain e, ce bun e, îți le recomand din suflet tuturor, nu. Sunt niște parfumele care merită încercate pentru că nu sunt foarte scumpe. Acum, doamne, iartă-mă, 40 de lei pentru 44 de lei pentru 30 ml, deci nu e o sumă. Dar problema e că nu persistă foarte mult. Deci dacă vă interesează dacă acest lucru pentru voi e extraordinar de important, vă spun din start să știți cel puțin, deci bun, părerea mea pe pH-ul pielii mele, pe mine, pe așa, pe hainele mele, pe tot ce mă înconjoară, ele nu persistă foarte mult. Acum, varianta asta e exemplu Angel Nova, bine zic, Angel Nova, fiind mai fructată, mai lejerucă cumva, poate și normal să-l persiste foarte mult, însă una dintre voi îmi spune aici că are varianta originală a acelui parfum și persistă toată ziua. Asta ar fi trebuit să facă și această clonă, practic, sau măcar, nu știu, cât de cât să te ducă, să undeva la măcar 6 ore, nu știu, să persiste destul de ok aroma și puterea
mirosului, dar sincer mie nu mi se pare că se simt mai mult, e 4, poate maxim 5 ore, nu știu, maxim 5 ore, undeva la 3-4 ore, cam așa. Acum e drept că și v-am spus, diferă puțin, dacă de exemplu un parfum care e mai fructat și așa rezistă mai puțin, unul care e mai pudrat, mai dulce, mai așa, are alte ingrediente, alte note în el, poate să fie ușor mai persistent. Că vreau să zic că am acest Sea Fiori pe care mi l-am dorit atât de mult și pentru care până la urmă am pus această comandă pe site-ul celor de la parisien.ro, și dacă îl pulverizez într-o cantitate mai generoasă, cumva e mai persistent. Dacă, uite, chiar astăzi l-am retestat acesta și am pulverizat aici pe mână în jur de ora 4, acum e foarte târziu când eu filmez clipul ăsta, cred că e undeva la 11 și ceva noaptea. O, la asta e că mi s-o așa, lumina, ok, s-o dereglat. No, și undeva la 4 sau 4 jumate, numai și m-am dat cu parfumul ăsta aici și undeva pe bluză, pe tricou. În zonele astea, așa, pentru că n-am vrut să mă dau chiar la gât să-mi fie... Eu de obicei nu mă parfumez atât, e aproape de nas, să zic, adică cu parfumurile care, nu știu, ori nu-mi plac foarte mult, deși că nu-i cazul ăsta, că îți place foarte mult, cu parfumurile care nu-mi plac super mult sau cu parfumurile care, în momentul în care nu vreau să miros foarte tare, adică astăzi doar am vrut și mi-a fost dor de această aromă și am vrut să mă bucur un ticuț de ea. Pentru aia am pulverizat aici pe mână și aici undeva pe tricou și doar atât. Și vreau să spun că acum îi 11 și ceva și pe tricou parfumul se simte. Nu mai știu pe unde am dat, dar ia, aici, în zona asta, da. Aici am dat, nu aici, nu aici, nu aici. Aici, stai. Ah, se simte foarte bine acest parfum pe bluză. În schimb, pe mână nu se mai simte absolut nimic. Ori nu simt eu, ori nu știu, dar faza e că nu mai simt nimic. E foarte adevărat că eu m-am și limpezit de la cot în jos cu apă rece. Deci nu m-am spălat cu apă caldă și săpun, dar efectiv cu apă rece m-am limpezit între timp. Deci de la 4 jumate când am pulverizat aici parfumul până la această oră, știu că am făcut odată chestia asta și poate că odată cu acel jet de apă a dispărut și intensitatea parfumului sau cu totul parfumul, pentru că eu nu îl mai simt acum. În schimb, pe bluză aici, aici unde l-am pulverizat, încă se simte. Deci asta spun, m-a întrebat cineva despre acest Sea Fiori în special, dacă nu greșesc, și i-am spus că, de fapt, nu mai știu exact ce am răspuns, dar în orice caz vă spun și răspund acum că da, este cel mai persistent dintre acestea pe care eu le am și vi le-am menționat mai devreme. Deci acest Sea Fiori este persistent, dar nu neapărat pe piele, nu neapărat pe pielea mea. Pe haine, da, dar pe piele nu persistă chiar atât de mult. El e un parfum destul de... are așa o aromă mai dulce, găroasă, florală, dulce. Și atunci, poate din cauza asta, el e un pic mai persistent decât celelalte. Nu știu. În orice caz, nu le pot lăuda la acest capitol. Deci nu pot să vă spun că, vai de mine, ce persistență extraordinară au toate. Dar iată că unele dintre ele, cum ar fi acest Sea Fiori, da, persistă câteva ore, îi ok, și sincer pentru prețul care l-au nu mă deranjează să-l reaplic. Și acest Sea Fiori l-aș mai lua de la ei dacă aș avea nevoie și chef, dar nu știu dacă aș plasa o comandă cu alte și alte parfumuri, alte produse în nebunie. Adică știi, nu m-au înnebunit atât de tare de cap cum s-a întâmplat, de exemplu, cu cele de la Shogun. Sunt niște parfumuri tot așa de tip clonă, care în momentul în care le-am testat am știut, bă frate, astea sunt parfumuri super bune, adică nu știu, persistau foarte mult bine, alea și extract de parfum, cum am mai spus, nu sunt ape de parfum, ci extract. Deci da, sunt din cauza asta mai intense și persistente și așa mai departe, dar vreau să zic, nu, alea m-o cumva înnebunit. Am știut din prima clipă că eu de la ei mai vreau să am parfumuri. În schimb, de la brandul ăsta nu pot să zic că vai de mie și de mie.
Acest Sifiori, într-o oarecare măsură, îmi satisface nevoile și așteptările, dar nu așa cum mi-aș fi dorit. Deci încă mai caut, sunt în căutare. Și apropo de asta, am văzut că mai există un brand, dar care mi se pare extrem de asemănător cu acesta, tot așa în online, cred că Rossemi Paris. Și vă rog să vă uitați și voi, să vedeți despre ce e vorba, Rossemi Paris, dacă nu greșesc. Au tot așa un site cu parfumuri de tip clonă. Am dat de ei, să spun așa, cu ajutorul uneia dintre voi. Mi-au scris pe Instagram, dar cred că și aici pe YouTube mi-au lăsat cineva un comentariu în care mi-au menționat acel site, Rossemi Paris, pentru că eram și sunt în căutare de un parfum de tip clonă pentru My Way varianta Floral. Și o doamnă, o domnișoară, că nu știu exact, foarte drăguță, mi-a scris pe Instagram și mi-a trimis chiar linkul cu acest parfum. Deci este un parfum de la Rossemi Paris, care e o clonă pentru ăsta care eu îl caut și mi-l doresc atât de mult, mai e varianta Floral. Și așa am dat eu de Rossemi. Încă memoria telefonului meu este full și nu mai pot să filmez. Până aici a fost. Vă pup și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Sper că am fost destul de coerentă și m-ați înțeles. Dacă nu, lăsați-mi întrebările voastre mai jos în secțiunea de comentarii. Vă pup!